Sunt Rodica Mitran și vă invit să urmăriți matinalul Fi Antenă cu Mădălina Mitu, doar la Antena 3 Râmnicu Vâlcea. Matinalii mei dragi, ochii să vă strălucească, iar ziua de luni să vă bucure cu perspective plăcute. În ediția de astăzi, pentru începutul de săptămână, o voi avea invitată pe Lorena Potârcă, o tânără interpretă de muzică populară, dezghețată, plină de viață, venită tocmai de la Craiova. Specială pentru dumneavoastră, cu un viitor frumos ce ne va face dimineața însorită, dar până atunci, și pentru că este luni și începem săptămâna, bineînțeles, cu arome și băuturi răcoritoare, urmează rubrica noastră delicioasă, Dimineți cu arome. Neața Mădălina, neața dragi telespectatori, Alin de la Alin Bar Events, din nou aici pentru voi, pentru un drink cât mai fresh, cât mai ok de început de săptămână, un pic pe energie. Fiind în aer liber, am optat pe o băutură fără alcool pe bază energizant. Mulțumim celor de la Davis Liquor Store pentru fără de care nu am putea realiza această parte de emisiune. Și încep plin a vă încânta cu un preparat tot un pic picant. Pune în gheață. Multă gheață ca să răcim paharul, pentru că este foarte cald afară. A venit vara peste noi și va trebui să ne ajutăm oarecum de preparate cât mai reci. Și un secret să-l știți de la mine: pe unde mergeți și vedeți că barmanul vă va pune multă gheață în pahar, să știți că nu vă fură la gramaj, ba din contră, băutura respectivă va fi fresh pe tot parcursul timpului în care o veți consuma. Acum, după ce am răcit bine paharul, o să pun gheața înapoi. Paharul se vede că este deja aburit. Folosesc un sirop de ghimbir, undeva la 15 ml. Un squeeze de lime, să storc cu jumătate de lime în pahar. O jumătate de lime, tot cam așa, are undeva la 15 ml. După cum vedeți, așa, am ajuns la cantitatea dorită. Acum o să pun niște gheață întreagă. O să pun bucățica de lime în interior pentru a rămâne în pahar. Mai amestec puțin ca să se amestece siropul cu sucul de lime, cu freshul de lime. După care o să completez cu niște gheață întreagă. O să pun aproximativ 120 de ml de suc de merișoare. 50 cu 50 și mai punem încă 20. După care o să pun gheața zdrobită. Am turnat gheața zdrobită. Așa, amestecăm bine, un stir așa scurt, de fapt. Doar am băgat lingurița puțin în pahar pentru a-i da drumul la băutură să se agite puțin. Să folosesc o feliuță de fructul dragonului și, dacă tot e ghimbir, am ales un rozmarin proaspăt de grădină cu care o să bătem puțin paharul, a deschide aromele.
după care o să-l punem aici lângă fructul dragonului și nu rămâne decât să vă zic poftă bună și o vară cât mai rocoritoare. Da, Alin, îți mulțumesc frumos pentru preparatul zilei de luni. Pe o vreme așa caniculară este perfectă această băutură. Îți mulțumesc tare mult, le mulțumim și sponsorilor noștri Davis Liquid Store. De asemenea, așteptăm și mesajele dumneavoastră dacă aveți pentru mine, pentru invitată. Și aș dori să vă întreb ce faceți în această zi de luni, cum vă petreceți, mergeți la muncă sau mergeți în vacanță. Dar înainte de toate acestea, aș dori să o invit alături de mine în premieră la matinalul Fii Antenă pe Lorena Potârcă. Bună dimineața, draga mea, frumoasă ca o căpșunică. Bună dimineața, bine te-am găsit. Arăți foarte, foarte bine. Mulțumesc frumos. Drumul a fost lung, drumul până la Râmnicu Vâlcea? Din perspectiva mea, nu. Ești matinală, de fel cum ai fost la școală? Ai intrat în vacanță acum sau? Acum am intrat în vacanță. Da, sunt matinală, fiind dimineața la școală. Ești de dimineață. Impune. La ce oră te trezeai de obicei? 6:50, 7. 6:50. Deci foarte matinală, nu avem probleme de trezit, Lorena. Foarte frumos. Spune-ne, te rog frumos, puțin așa despre tine. De unde vii mai exact, din Craiova? Eu vin, în Craiova locuiesc, dar de fapt mă trag din Gorj și din Dolj. Deci avem o combinație foarte frumoasă. Da. Și din Gorj, din Crușeț, iar din Dolj de la Băilești, de lângă Băilești. Foarte frumos. Îmi place foarte mult costumul tău. Are vreo poveste? Frumos. Este întrebarea noastră a matinală în momentul când avem... Este un costum specific Doljului, un costum cu motive geometrice, care observ, sunt foarte valoroase. Este cosut, ea este cosută pe batist, cel mai fin și cel mai scump material, să zic eu așa, de pe vremuri. Și îmi place tare mult, te scoate în evidență, ești foarte frumoasă și ai un zâmbet molipsitor. Îmi place tare mult și îmi transmiți așa o energie foarte bună. Lorena, înainte de a începe să discutăm despre tine mai multe, ca să nu te întrerup, aș dori să le prezentăm telespectatorilor noștri matinali vremea de astăzi, cum stăm la capitolul grade în termometre, și pentru asta trebuie să-l punem la treabă pe Valicona. Bună dimineața, la început de săptămână venim cu informații proaspete de pe frontul atmosferic. La munte, început de săptămână cu ploi sporadice și temperaturi sub 20 de grade, 19 grade la Obârșia Lotului, pe vârf Râmnicu Roman 18, 19 grade în masivul Buila-Vânturarița și masivul Cozia. În zona submontană, șanse de ploaie între 50 și 60%, temperaturi la Văineasa 26 de grade, 27 la Brezoi, 27 la Horezu și 25 de grade la Câineni. Cerul în mare parte însorit prin stațiunile vâlcene, la Călimănești 29 de grade, 27 la Olănești, 29 la Govra și 31 de grade la Drăgășani. În Râmnic, minima zilei 17, maxima zilei 29 de grade. Semne bune are începutul de săptămână din punct de vedere meteorologic, să fie vremea cum vrea Domnul, dar și după sufletul omului. Da, Valicone, îți mulțumesc frumos pentru meteo prezentat. Se pare că avem și grade în termometre destul de ridicate, că așa este. Ce-ți place ție, Lorena? Vremea caldă sau ploioasă? Vremea caldă, sau rece? Vremea caldă și chiar m-am bucurat că săptămâna aceasta am simțit vara din plin. Da, a fost. Și o să mai simțim. Chiar... Săptămâna trecută, da, a fost o vreme extraordinară, da. Sper să fie pe tot parcursul acestei săptămâni, pentru că avem nevoie de soare, da. Să mergem la plajă. La mare, da. Unde vrei să mergi în vacanță? Eu îmi doresc să ajung și eu pe litoral în luna iulie, dar și în Turcia. Deci ai planuri mari. Da. Vei merge cu părinții tăi. Cu părinții alături, da. Am înțeles. Mai ai vreo soră, vreun frate? Nu, sunt singură la singură părinți. Singură la părinți, singurică. E clar, ești răsfățată. Da. Și ce mi-a atras atenția, acest compleu foarte frumos de bijuterii. Da. Foarte frumos. De unde l-ai? Are vreo poveste și acesta? Nu are vreo poveste, dar banii sunt vechi, sunt de aproximativ 50 de ani. Sunt acei cocoșii specifici zonei Gorjului. Și mi-am dorit foarte mult să iau și eu în portul meu. Este foarte frumos. Lorena, vreau să te întreb, ce zodie ești? Eu sunt zodia Balanță. Balanță, ești echilibrată? Da, câteodată chiar sunt. Ești o persoană echilibrată? Cum te caracterizești tu așa? Ce sunt o persoană echilibrată, dar în același timp câteodată mi-aș dori să mă mai temperez.
Te super repede, te enervezi sau? Nu neapărat. Nu neapărat. Doar că poate câteodată îmi pierd repede cumpătul și nu este mereu bine, dar îmi și revin repede. Te întreb asta pentru că avem în cele ce urmează rubrica noastră specifică matinalului pentru telespectatori, pentru curios să vadă cum le merge pe ziua de astăzi, exact, pe horoscop. Berbec. Prinzi mai mult curaj atunci când trebuie să vorbești despre propriile traume și astfel reușești să te accesezi într-un mod mult mai profund și autentic. Taur, poate în spatele oricărei prejudecăți se află de fapt un blocaj emoțional. Tot ceea ce trăiești în această perioadă te împiedică să te organizezi mai bine pentru a face tot ceea ce îți dorești. Gemeni, în mai multe situații în care te vei afla, vei fi radical de onest cu cei din jur. Această deschidere emoțională se pare că îi sperie pe mulți dintre interlocutorii tăi. Rac, firea ta alunecoasă îi face pe cei din jur să nu îți acorde încrederea de care ai nevoie, dar ai nevoie de încredere pentru a fi mai îndrăzneț în raport cu propriile visuri. Leu, din cauza nereușitelor de care ai parte în plan profesional, vei avea tendința de a privi totul cu pesimism. Această viziune se va proiecta și asupra acțiunilor tale, așa că schimbă-ți atitudinea. Fecioară, indiferent de sfaturile pe care cei din jur ți le oferă, alegi în mod deliberat să te lași condus de ceea ce simți. Îți place să riști. Pentru zodia ta, Saturn reprezintă planeta structurii și a responsabilității. Balanță. În familie, atmosfera nu mai este atât de agitată. Fiecare membru al ei reușește să-și pună viața în ordine într-o măsură mai mare sau mai mică. Scorpion, lucrurile își urmează cursul, dar tu pare că uneori pierzi contactul cu tot ceea ce se întâmplă în jur. Ai foarte multe de rezolvat, totul în jurul tău este agitație și este nevoie de o foarte bună organizare. Săgetător, starea de spirit de pe parcursul acestei săptămâni va fi puternic influențată de cum te simți din punct de vedere psihic. Capricorn, îți dorești lucruri noi pentru tine și pentru cei dragi, dar împlinirea acestor lucruri depinde doar de tine. Din păcate, de multe ori, acțiunile tale rămân fără ecou. Vărsător, chiar dacă ești conștient de efectele pe care le au unele dintre acțiunile tale, nu le permiți celor din jur să comenteze pe baza acestui aspect. Astrele nu sunt tocmai indulgente cu tine. Pești, resimți din ce în ce mai mult neajunsurile din plan profesional, dar, cu siguranță, acesta nu este momentul potrivit să iei vreo decizie în acest sens. Da, Lili Suciu, îți mulțumesc frumos pentru horoscopul prezentat. Tu crezi în zodii, Lorena? Da, vezi? Chiar cred în zodii, da? Și când am timp sau cred că zilnic citesc horoscopul. Am înțeles. Deci ești pasionată de astrologie, da, de tot ce ține de acest domeniu. De când cred, da. Dar tu crezi că contează și caracterul sau doar, nu știu, educația? Pentru că... Educația în primul rând, dar și caracterul, da. Au anumite chestii care sunt specifice zodiei, care se aseamănă, dar de cele mai multe ori, exact cum ai spus și tu, contează și educația și mai multe aspecte. Da. Bun. Cum stai la capitolul dragoste? Ai și tu un prieten acolo? Nu știu. Nu. Voinic. În prezent, nu. Câți ani ai? 14. A, ești mititică. Da, un prieten așa merge, ce mai faci? Și tu la un suc? Prieten normal că am, da. Da? Am colegii mei de clasă și... Da, ieșim, dar... Ce pasiuni mai ai tu pe lângă muzica? Nu mai am alte pasiuni. Nu mai ai alte este pasiuni? Este singura. Nu-ți place, uite, de exemplu, sportul? Ba da, dar nu-l practic. Nu practic, nu merg la sală, nu te plimbi cu bicicleta, nu merg la not. De plimbat cu bicicleta, da. Așa, da. De fiecare dată când ajung la bunica, chiar mă pasionează. Te pasionează. Te întreb asta, Lorena, pentru că urmează, din nou, avem încă o rubrică, suntem așa pe repede înainte să terminăm cu rubricile ca să putem discuta despre tine mai bine și, bineînțeles, să te ascultăm și cum vei cânta. Așa că invit pe telespectatorii noștri să urmărească rubrica noastră 5 minute de mișcare de astăzi cu Vali, să vedem ce grupă de muși ne lucrează și, foarte important, cu cine ne va lucra. Bună dimineața! Ne aflăm în sală la Alex Gym, împreună cu sportivul meu care are deja 7 participări, 7 medalii și vom lucra în dimineața aceasta brațe. Și o să începem cu un exercițiu de bază. Poftim, Marian. Și o să facem un drop set. Mișcarea vreau să fac cât mai corect, cât mai izolat. Și... un exercițiu
exercițiu de bază, un drop set, care va fi executat 15 repetări, 5 simultane, 5 alternativ și 5 individual. Inspire și rămâne. O să trecem pe un următor plan și o să facem totuși un drop set cu gantelele, un exercițiu de izolare izometrie. Vă te rog, facem drop set mai mult. Și petre. Același lucru, o să lucrăm un drop set, 5 simultane, 5 alternative, 5 individuale. Sperăm ca acesta să facă o fază frumoasă la campionatele naționale, va fi ultimul lui an care va participa la juniori. Și sperăm ca să aibă același palmares ca și până atunci. Mulțumesc, Marian! Pune-te rogante la locuri și o să ne lăsăm mai departe cu un exercițiu de biceps, un biceps concentrat la scripete. Un biceps concentrat pentru izolare izometrie, sportivul deja a intrat în pregătirea competițională, deja se vede după relievarea, tonusul care îl are. Eu sper că va câștiga o formă foarte bună până data de 11-12 septembrie. Un sportiv foarte serios. Datorită seriozității lui, spune totul și palmaresul care îl are. Mulțumesc, Marian! Și o să începem cu un triceps și putem face o serie de flotări la paralele. Facem un exercițiu de bază pentru triceps, flotările la paralele, cele mai frecvente, cele mai de bază. O să executăm în partea precompetițională un număr de serii pentru brațe. Vor fi între 10-12 serii și ca număr de repetări la fel. 10-12 repetări. O să trecem la un alt plan. Presa triceps. Și repetitor, inspirație. Perfect, masă. Inspiră, expiră. Sportivul deja are o reliefare și o simetrie și un tonus foarte bun, după câte să vedeți. Mulțumesc, Maria, și o să mai facem un exercițiu pentru izolare izometrie. La scripete, lasă și mie drog în viață. Care le fac foarte mult, are o vascularizare, o separare, o definire foarte bună, ca și seriozitatea lui. Inspiră, expiră, te rog. Și... mulțumesc! Am fost alături de dumitaj cu Marian Junior, care va participa ultimul an la Junior. Mulțumesc! Mulțumim! Da, Vali, îți mulțumim frumos. Sportul este foarte important. Lorena te ajută să ai o viață sănătoasă, să ai un corp frumos, luptat. Ai văzut Vali cum arată pentru vârsta lui. Da, are 55 de ani, deci nu-i dai vârsta aceasta sub nicio formă. Și zic să facem în felul următor, ca telespectatorii noștri matinali să te cunoască mai bine și să audă ce voce încântătoare ai tu, pe lângă faptul că ești foarte frumoasă, să vadă și cât de talentată ești. Te invit să cânti primul tău cântec. Cu drag!
ceva cu șmelițele, mi-a dus șfaguri de miere. Nu știu de ce mi-ai adus, că gurița mi-e de ajuns. Că nici miere adulce nu-i, cum e dragostea din tăi, cum e frumos, bravo. Mulțumesc frumos. Cine te-a ajutat să compui acest cântec? Este foarte acest frumos. Cântec este preluat din repertoriul doamnei Maria Loga. Eu l-am ales, mi-a plăcut foarte mult și am vrut să-l cânt. I-am cerut acordul dânsei și a fost de acord. Se înțeleg că pe dânsă o apreciezi cel mai mult, Lorena? Într-adevăr, eu apreciez artiștii, de fapt, pentru că ei au alt calibru din Gorj. Și pe dânsa, dar mai sunt și... Pe cine ea? Cine ți-e ție idol din acest domeniu? Din acest domeniu, idolul meu este doamna Niculina Săican. Doar că... Pe care și eu apreciez foarte mult. Doar că fiind din Mehediz, nu pot să interpretez toate piesele și încerc să cânt și de la artiștii din Gorj, cum este doamna Maria Loga, doamna Victorița Lăcătușu, care sunt două doamne pe care le apreciez foarte mult și care le-am și preluat cântecele. Ți-ai dori pe viitor să ai o asemenea colaborare cu o asemenea artiști? Normal, ar fi un vis îndeplinit și pentru mine este și ar fi o mare onoare. Lorena, hai să începem așa cu începutul tău. De la ce vârstă ai început să cânti? Cine te-a descoperit? Păi, cred că m-am descoperit singurică, pentru că eu cântam de la vârsta de 3 anișori prin casă. Cântam mereu, doar că... Am încercat să fac și alte să practic alte sporturi și mi-am dat seama că nu sunt făcută decât pentru muzică, iar la 11 anișori am decis să, împreună cu părinții, normal, să mă duc la Palatul Copilor din Craiova. Și de atunci fac canto și am început mai serios, zic eu, de la vârsta de 11 ani. Te gândești pe viitor, nu știu, să-ți scoți și un album muzical, să faci mai multe videoclipuri? Ce planuri da, ai așa? Chiar îmi doresc, când va veni timpul, îmi doresc să fac un album, îmi doresc să-mi fac propriile melodii pe viitor, îmi doresc noi videoclipuri, pentru că momentan sunt la început, dar chiar am visuri mari. Au început spectacolele, ești fericită? Ai început să ai activitate sau încă ești în căutare ca să cei de acasă care te apreciază, poate vor să vii să cânti la ei? Sunt da. Foarte, foarte fericită pentru că eu sunt și la atelierele de folclor ale ansamblului Maria Tănase de la noi din Craiova și acum putem să ne desfășurăm, putem să facem spectacole și chiar o să avem luna viitoare pe foarte 6 frumos. Iulie. Ai mai avut ceva în perioada cea trecută, în trecut sau de acum începe evenimentele? Câteva evenimente nu, dar spectacole da, am mai avut și câteva și în pandemie, ce s-a putut. Ce s-a putut în limita... Ai participat și la concursuri, Lorena? Da, am participat. Și de care ești tu cea mai fericită, mulțumită, sufletește? Păi pot să zic că la toate, am luat premiul 2, premiul 3, chiar și premiul 1. Am înțeles. Lorena, eu vreau să te invit pentru următorul tău cântec să-l dedicăm telespectatorilor și dragul. Să te mai audă că tare frumos cânti. Mulțumesc frumos! Vino, neiculiță, vino pe-nserea.
niculiță, jos la noi în sat. Vino, niculiță, vino pe-n serat. Vino, niculiță, jos la noi în sat. Frunzulița verde, trei smicele, neiculița-l meu e pui de lele, care părul tot făcut numai inele, ochișorii și curița boale grele, care părul tot făcut numai inele, ochișorii și curița boale grele. Vino, neiculiță, vino pe serat. Vino, neiculiță, jos la noi în sat. Vino, neiculiță, vino pe-n serat. Vino, neiculiță, jos la noi în sat. Frunzulița verde tâncicoare, se ține neicuța mândru-tare, dar și eu sunt o lenguță frumușa, nu găsești alta ca mine cât o-i vrea. Dar și eu sunt o lenguță frumușa, nu găsești alta ca mine cât o-i vrea. Vino, neiculiță, vino pe serat. Vino, neiculiță, jos la noi în sat. Vino, neiculiță, vino pe serat. Vino, neiculiță, jos la noi în sat. Lorena, foarte frumos. Mulțumesc frumos. Înainte de toate, aș dori să te întreb, la spectacole, ce moment ai avut tu de care ți-aduci așa aminte cu fas și ești tare încântată și fericită, că ai avut așa, nu știu, multe aprecieri, toată lumea a venit să facă poze cu tine sau să dai autografe? Da, într-adevăr, pentru mine a fost o onoare când am avut de Dragobete, da, împreună cu doamna mea profesoară, doamna Lavinia Bârsoghe, am avut și cu încă două colege, am avut un cântec de interpretat împreună și a fost foarte apreciat de public. Și acela a fost cel mai frumos moment pe care ți-a rămas? Mine, da. Pentru mine chiar a fost cel mai frumos. S-a rămas așa în suflet și zici, lasă, o să-mi aduc aminte de acest moment până la adânci bătrânești. A fost foarte emoționat. Și ți-a plăcut tare mult. Da, chiar mi-a plăcut foarte mult. Lorena, zic să facem în felul următor. Nu știu dacă știi, eu am o rubrică specială matinalului Fii Antenă. Este o rubrică așa amuzantă, cu întrebări nu tare grele, adică să mai destinem puțin atmosfera. Așa că te invit să vii alături de mine, da, și să extragi 5 bilețele din acest coșuleț buclucaș, așa cum îl numesc eu, să facem și rima dimineții. Sunt întrebări foarte simple, foarte ușoare. Dacă cumva ți se pare o întrebare nepotrivită, poți să o refuzi. Am înțeles. Da? Sigur. Perfect. Hai să începem cu prima întrebare, până îl deschizi și îl citești tu. Vreau să-mi salut și o echipa mea de spiriduși. Astăzi prezenți Cătălin. Bună dimineața, Cătălin! Romeo, bună dimineața, cu soare și veselie, bucurie și bineînțeles și părinților tăi care astăzi te-au însoțit. Da. Bună dimineața. Bună dimineața. Ia să vedem, Loren. Ușor, fără emoții. Care este destinația în care ai vrea cel mai mult să mergi în vacanță? Ia uite ce frumos, la fix și s-a nimerit. Păi cum, nu am eu întrebări frumoase? Foarte frumoase. Sincer, Los Angeles, cred. Deci în America am fost acolo și chiar îți recomand, este extraordinar de frumos. Și este o chestie care îți rămâne întipărită așa în suflet și în memorie pentru tot restul vieții. Ia să vedem, cea de-a doua întrebare. Spune-mi ceva amuzant pe care nimeni nu-l știe despre tine. În momentul acesta nu prea am în minte. Ușurel, gândește-te ceva amuzant, ce le place prietenilor la tine, ce faci tu amuzant să-i faci să râdă, de exemplu. Nu știu, eu să recunosc, mie îmi place așa, nu știu, am chestii, în momentul când mi-e foame, îi dau bătăiei lui Cătălin la filmări și mai am, ori sunt foarte amuzantă și râde de mine când nu-mi iese o filmare și ne uităm apoi, zice, măi, dar ce ai făcut acolo, nu ți-a ieșit cum trebuie, dar ai fost barim amuzantă și râdem când facem montajul. Cred că faptul că nu mă trezesc, deși sunt matinal, nu mă trezesc în fiecare dimineață de vreme. Și dai bătăi mamei tale, să înțeleg. Iar școala online chiar eram foarte,
foarte amuzantă cu trezirea mea foarte târzie, poate chiar și înainte cu un minut să intru la ore și toți colegii mă sunau, Lorena, Lorena, știau că am prostul obicei de a dormi mai mult. Deci îți place așa să-i trezești tu pe ei la realitate, înainte să te trezești tu să mergi la școală? Sau acum, de acum ți s-a părut cu școala asta online, chiar așa? Mie mi s-a părut bine, mi-a plăcut. S-a plăcut, nu? De că tuturor copiii. Acum că m-am întors la școală, ieri am avut premiera și mi-a părut cumva rău, poate chiar că s-a terminat anul școlar. Nu l-am simțit decât o lună. Am înțeles. Perfect, ia să vedem. Care este animalul tău preferat? Animalul meu preferat este... Cățele? Ai un cățel? Ai? Da, la bunica am cățele. Ce frumos, cum îl cheamă? Ken. Ken, ce nume de buț. Deci animalul tău preferat este cățelul și animalul meu preferat este și cățelul, dar și calul. Eu sunt pasionată de echitație, toată lumea știe, mereu spun chestia asta la televizor pentru că iubesc aceste animale, sunt foarte inteligente, sunt animale care s-au câștigat războaie grele cu ele. Că despre ce vorbim? Hai să vedem. Care crezi că este o idee nebună de afaceri cu potențialul de a fi milionar dacă ar fi posibil să o realizezi? Ia să vedem, ce afacere ți-ai dorit tu dacă atunci când o să fii mai măricică să faci ca să devii milionar? Sincer, ia să vedem, ce ți-ar plăcea? Mi-a trecut prima dată un gând de a deschide o serie de cofetării. Uite, vezi? Totuși mă pasionează și mă pasionează prăjiturile, iar de sărbători de fiecare dată încerc diverse rețete și chiar îmi ies. Perfect, super. Și ultima întrebare. Deci te-ai face așa, după ce că ești tu dulce, dăm în diabet. Dacă mai dedai și dulce prăjituri, e clar. Ce facem? Ia să vedem. Fă 3 preziceri corecte, consecutiv și vei fi considerat un expert. Legea lui Murphy. Da. Ce așa o... Uite, eu sunt foarte, am așa o chestie, când mi se întâmplă ceva, presimt, simt așa în suflet o chestie, mi se pune pe piept și un gol în stomac și zic, se întâmplă ceva rău. Da, într-adevăr, sau când visez urât, am în general emoții și câteodată nu știu de la ce vin, dar cred că îmi prevestește o veste rea sau mă simt rău, am o durere de burtă și uite că avem ceva comun. Chiar îmi dau seama că va urma ceva. Așa este și cu starea de bine. Când mă trezesc dimineața și am o stare de bine, îmi dau seama că în ziua aceea tot ce se va întâmpla va fi bine și o voi duce la cap cu bine. O duci și vorbești foarte frumos, îmi place tare mult de tine, Lorena. Fii atentă, uite, mai avem de final, pentru că nu mai avem foarte multe minute, Romeo, 2 minute, e perfect. Este un citat motivațional, karma matinalului. Tu vei extrage pentru tine un bilețel, iar eu voi extrage un bilețel pentru matinalii mei, să vedem ce le urăm noi astăzi. Ia să vedem. Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Immanuel Kant. Ai văzut ce frumos. Așa în este, dacă nu ai o educație bună, este un lucru rău și chiar ducem lipsa în ziua de azi. Crezi asta, Lorena? Cred și cred că toți ar trebui să terminăm un liceu, o facultate pentru binele nostru și al societății în care trăim. Foarte frumos gândit și foarte frumos punctat. Sunt tare mândră de tine și mă bucur tare mult că te-am invitat astăzi la matinal. Iar eu pentru dumneavoastră, dragii mei matinale, avem așa: eșecul este doar o oportunitate de a lua totul de la capăt. De data aceasta, într-un mod mai inteligent. Așa este. Așa este, chiar așa. Deci dacă te-ai lovit de o problemă și o repeți, să ne ridicăm în primul rând, dar să învățăm și ceva. Corect din aceea și să nu o repetăm, pentru că altfel vei face acea greșeală în nenumărate rânduri. Lorena, îți mulțumesc din suflet, cu drag, te îmbrățișez cu drag, îți doresc mult succes pe viitor și îmi doresc tare mult ca atunci când mai ai noutăți să revii la noi. Cu siguranță și cu mare drag. Pentru telespectatorii noștri îi invităm să-ți urmărească următorul tău. Este un videoclip de această dată. Îl dedicăm pentru prieteni, dacă pentru ai... Pentru telespectatori, da. Și pentru prieteni, pentru familia ta, da? Pentru bunica, pentru toți cei pentru dragi toți mie. Și care ne urmăresc la această oră. Dragii mei, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Aveți grijă de dumneavoastră și de ceea ce iubiți. O zi frumoasă vă dorim! Trifă
voi, ai neicuță în zăvoi. Foaie verde, foi trifoi, ai neicuță în zăvoi. Că zăvoiul e înfrunzit și-acu-i timpul de iubit. Oară, unde ne-am iubit o vară. Tu să legi calul de prun, noi să ne jucăm prin fân. Tu să legi calul de prun, noi să ne jucăm prin fân. Că e neică fânul mare, numai flori mirositoare. Hai, neicuță, hai de-n luncă, să auzim cucu cum cântă. Hai, neicuță, hai de-n luncă, să auzim cucu cum cântă. Cum cântă florii, când s-a păr lumea la vii, zice lumea, Doamne ajută, ia uite.